Ieri polițiștii au intervenit la peste 2600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat aproape 9000 de sancțiuni contravenționale, au constatat peste 700 de infracțiuni, iar pentru neregulile constatate în trafic au reținut 600 de permise de conducere. La data de 4 februarie, peste 8.000 de polițiști au acționat la nivel național pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice. Au fost organizate 310 acțiuni punctuale și s-a intervenit la 2.621 de evenimente, dintre care 2.126 au fost sesizate prin 112. În urma activităților au fost constatate 717 infracțiuni, dintre care 197 în flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 10 persoane urmărite național sau internațional, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 27 de măsuri preventive. Totodată, pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat aproape 9000 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 2.900.000 de lei și au fost confiscate bunuri în valoare de peste 62.000 de lei. Siguranța rutieră și salvarea de vieți sunt de asemenea priorități ale poliției române. Astfel, polițiștii rutieri au desfășurat activități pentru prevenirea accidentelor de circulație, fiind constatate 177 de infracțiuni la regimul rutier. Au fost reținute 600 de permise de conducere și au fost retrase 199 de certificate de matriculare. Activitățile au fost desfășurate împreună cu celelalte instituții cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice.